weekend, norii întunecă cerul mai multe ore și cresc șansele de precipitații. Vântul va sufla destul de tare și chiar dacă termometrele arată după amiază în jur de 5 grade, noi nu vom resimți temperaturi mai apropiate de limita de îngheț. Sâmbătă se va simți o răcire a vremii, astfel că în Giurgiu se vor înregistra maxim 2 grade. Duminică vom avea parte de nori și condiții să mai cadă câțiva fulgi de zăpadă, dar și de intervale în care se arată soarele. Săptămâna va debuta tot cu vreme rece și cu unorări, iar maximele vor fi de cel mult 4 grade Celsius. Astfel, sâmbătă în Bolintin, Hotarele, Comana, Ghimpați, Izvoarele și Giurgiu se vor înregistra 2 grade, iar la Mihăilești 3 grade. Duminică în toate localitățile din județul Giurgiu se vor înregistra maxim 2 grade. Luni, temperaturile vor crește puțin, astfel că în Bolintin și Giurgiu vor fi 4 grade, la Hotarele, Comana, Mihăilești, Ghimpați și Izvoarele 3 grade. Vântul va sufla cu o putere de 9 km pe oră din direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 756 mm coloană de mercur. Dunărea este în scădere cu 5-15 cm, iar cota probabilă este de 214 cm. Umiditatea aerului va fi de 79%.